Cei din Italia au venit cu niște reacții în urma informației că Laura Codruța Kövesi ar fi preferată pentru funcția de procuror șef și au spus că nu li se pare normal ca pe acea listă scurtă care a fost prezentată comisiilor să nu apară și un italian, având în vedere că existau 4 procurori italieni care și-au depus candidatura. Procurorii italieni sunt chiar specialiști, adică ei chiar s-au bătut cu mafia. Nu? De ce nu s-a regăsit niciun procuror italian pe acea listă scurtă? De ce credeți că nu s-a regăsit? Pe mine mă miră că de-abia acum o să-ți dat. Nu s-au regăsit pentru că era din start, dacă erau și 2-3 italieni, era mai complicat să o pui pe primul loc pe Codruța Kövesi. De ce? Păi, era greu că dacă venea un italian, că nu știu biografia lor, și spunea că am destructurat 10 sau 3 organizații în Ndrangheta sau mafia siciliană sau Cosa Nostra, era greu să spui din punctul de vedere al opiniei publice. După părerea mea însă, această numire va trena, deși pe plan intern activitatea secții, anchetele, anchetarea Codruței Kövesi și e în favoarea ei, pe plan extern nu este. Spuneați că vi se pare ciudat că italienii au așteptat atât de mult până să aibă o reacție. Este posibil ca liderul PSD sau Partidul Social Democrat să fie apelat cumva la zona aceasta, la italieni, nu, și la eurosceptici, Victor, pentru a o sabota pe Laura Codruța Kövesi? Domnul Liviu Dragnea nu are legătură cu nimeni în afară, nu are telefoane. Nu, a fost altceva foarte important. Dacă ați observat, această poziție vine, deci vine dinspre o țară în care puterea este eurosceptică. La ora actuală, în perspectiva europarlamentarelor, s-au constituit în Europa deja un bloc, nu ne punem pe noi, nu luați pe Dragnea, că e neserios. Orban, Salvini, Le Pen, Marine Le Pen, în polonezii, care, și aici e foarte importantă poziția cu procurorul, care spune așa: Uniunea Europeană nu trebuie să fie o nouă Uniune Sovietică, adică să vină ei de la Bruxelles birocrați, indiferent cine ar fi, și să zică noi vrem așa și voi trebuie să stați drept. În cazul lui Codruței Kövesi, noi avem un caz flagrant de Uniune, de sovietizare a Uniunii. De ce? Pentru că pe plan național, o țară, România, care are recunoscut un stat de drept, care are, deocamdată n-a fost scoasă din Uniune, da, are o anchetă în legătură cu o doamnă numită... Propunerea. Nu, în legătură cu o doamnă, Codruța Kövesi. În legătură. Are. Ai două posibilități. Ca să contești, să consideri, cum spun birocrații de la Bruxelles, că aceasta este o anchetă politică, atunci înseamnă că România, dacă în România nu se mai respectă statul nu se drept. Respectă, atunci scoate din Uniune. Doi, până acum ni s-a spus tot de la Bruxelles că toate anchetele procurorilor sunt corecte. N-a spus așa? Păi așa. Cum adică avem deva deja nume. Și atunci avem un lucru la nivelul Uniunii Europene. Avem o încercare a birocrației, eu nu spun a Uniunii. Sunt niște birocrați acolo și comisarul ăla, sau ce este, președintele comisiei, ce el nu e birocrat și când o să termine se duce la un consorțiu sovietic sau rusesc, cum a făcut și alții. De a impune, în cazul de față, câtă vreme o doamnă este sub anchetă și România nu a fost scoasă din Uniunea Europeană, ei nu pot să o numi, trebuie să țină cont. Păi, au existat în ultimele zile zvonuri cum că aceste negocieri pentru numirea procurorului șef european ar fi destul de tensionate și că s-ar putea să se întindă pe o perioadă mai lungă și chiar a apărut informația că s-ar putea ca procurorul șef european să fie numit abia după alegerile europene. Mi se pare absolut corect toată această grabă. Este aberantă pentru că Victor Orban a propus chiar un lucru mult mai interesant, anume chiar actuala comisie să fie suspendată. Pentru că noi avem alegeri. Nu știu care e rezultatul. Oricum alegerile vor da o altă configurație a Parlamentului, o altă comisie. Spuneți că nu are greutatea necesară, având în vedere că această comisie va fi schimbată în scurt timp. Ei sunt muribunzi, gata, s-a terminat. Deja am început alegerile, da? Au început campania, da? Chiar dacă ei mai rămân ca să predea, pe 26 mai ei au terminat, au plecat, da? Păi și cum e acum în fugă, fac repede procurorul? Care-i problema? Să aștept
te, poate că tu o pune pe Codruța. Adică aici statele europene, preșefii de stat, sper că și domnul Iohannis, vor spune această chestiune, nici care-i graba. Adică să rămânem, păi, să așteptăm alegerile europarlamentare? Dacă ați observat, noastră este o chestiune aberantă. Ne grăbim, se grăbește să pună procurorul, dar echipa procurorului n-a fost încă făcută. Nu înțeleg de ce, că... Deci echipa trebuie acum, ați văzut că de-abia acum se numesc, da? Acum s-au, păi, făcut deja. Mi se pare democratic, mi se pare democratic, logic, cum vreți, legic, să așteptăm noul parlament, noua comisie și nu am nicio problemă, poate să o numească pe doamna din nou. Aș vrea pe scurt să vorbim în câteva idei despre circulara care stă la baza acuzațiilor aduse la adresa Laurei Codruța Kövesi, care a apărut în această săptămână. Circulara prin care, practic, un martor putea să fie audiat și în calitate de martor cunoscut și în calitate de martor ascuns. Da, în discuția acestei circulare s-a neglijat un aspect foarte important. Potrivit codului de procedură penală, martorul protejat este o excepție. Nu o regulă. E o excepție. De ce? Pentru că protejarea unui martor este o operațiune foarte complicată și chiar costisitoare. Doi, în mod normal este ca martorul, cu excepția cazurilor în care viața lui este în pericol, să poată să se ducă în instanță și la anchetă și să privească în ochi persoana pe care o... persoana și să spună. Mie mi se pare absolut corect, normal. Care? Eu sunt martor, te-am văzut furând, zic așa. Nu, am văzut că ești corupt, o spun. Și dacă mi-ești frate, nu-i așa? Și dacă mi-ești prieten, da. A, sigur, dacă este viața mea e în pericol, adică în momentul în care eu spun, vine și tu mă împuști. Nu. Ce șmecherie, ce ticăloșie au făcut cei de la DNA? Au forțat, ea e prevăzută, ca de obicei la noi se ia o lege care și se interpretează. Nu, și avea, se umflă cum făcea Traian Băsescu cu Constituția, că mai avea un pic și Constituția ajungea așa cât o bibliotecă. Ea era mică și fiecare lege, mai zicea el, interpretarea e așa, cum voia el, da? Subiectiv. Da, cum voia, cum... În cazul de față, repet, normal este ca acești oameni, deci acești martori protejați, să nu fie, pentru că unii dintre ei, vă spun, în cazul lui Stan, cel de la Dâmbovița, care a și murit, era colegului de partid. Păi și cum adică colegului de partid era protejat și era situația în care tu nu știai cine ți-a făcut de lucru. Da, dar de ce era așa? Pentru că în momentul în care tu trebuia să minți, venea procurorul, spunea, bă, nu pot, dă-o încolo, cum să spun pe ăla că a furat și cu tare, că se uită în ochii mei și mă întreabă, nu. Și atunci primea această protecție, el nu apărea niciodată în anchetă și, culmea, tu nu știai niciodată cine e ăla. Așa ceva nu există. Tu nu știai, bă. Pentru cine că acuzat, era foarte importantă pentru stabilirea adevărului. Pentru că în instanță, dacă ești martor normal, vii în fața judecătorului. Că judecătorul stă acolo. Și spui sub jurământ declarație. Păi, da, nu, și judecătorul vede că tu că minți, da? Păi dacă judecătorul nu... Tu, mai ales că s-ar putea ca unii din ei, uitându-se la victimă, să-și dea seama să le fie rușine. Și să-și retragă. Nu, deci asta a fost chestiunea, nu că erau mai mult, nu mai spun că aia, unul era de mai multe. Asta era o modalitate de înfundare a unui om, de ușurința cu care era înfundat. Și, bă, eu, martorul spunea, nu am curat, să-i spun, n-ai curat, nicio problemă, te declarăm sub acoperire. Am zis, la un moment dat, doamna Socol, că era, la culmea că era uneori în același dosar. Haideți să vorbim despre lovitura electorală a săptămânii. Suntem într-un an cu două alegeri importante și care vi se pare în această săptămână lovitura electorală? Lovitura electorală contrară ce spun adversarii PNL este dată de PNL. Prin punerea pe listă, primul pe listă al lui Rareș Bogdan, colegului nostru, cu fostul coleg, acum este un politic, am fost la câteva emisiuni și am discutat numai despre asta și când erau colegi de platou și spuneau da, și care e afacerea? Păi cum care e afacerea? Nu vedeți că noi discutăm despre asta?
dacă nu era această mișcare, discutam noi acum, deci din punct de vedere mediatic s-a atras atenția asupra listei. Care electorat îi se adresează Rareș Bogdan? Rareș Bogdan, deci foarte important de câteva precizări. Nu avem, în legătură cu listele acestea de europarlamentare, sunt de două, punerea pe liste de două categorii. Așa, care sunt acele? Cea mai importantă în România, cu care e România confuză și politrucă, este aceasta. Te pun ca să te trimit la Bruxelles. Bruxelles. Anul acesta a crescut miza. De, dau o știre, la PSD sunt 142 dinși care vor să ducă. Miza, pentru că a fi europarlamentar este un o lux. E o pensie de lux. Ceea ce nu e posibil. Ar trebui, pentru că privilegiile sunt uriașe, ai dreptul să-ți aduci acolo. Adică, practic, îmi spuneți că cei care sunt puși pe listă e cumva foarte important. Anul acesta, față de alți ani, o să vedeți pe listă, pe Blaga, pe Hava la ei și o să vedeți și la PSD. Anul acesta, până la alegerile anterioare, politicienii de marcă nu voiau să se ducă. Că era considerat un fel de scoatere în afara circuitului. Acum și-au dat seama că înseamnă parale, uriași. Înseamnă vizibilitate la nivel vizibilitate, european. Posibilitatea de a-ți aduce niște nepoțele, că știți că poți să-ți faci un cabinet, călătorii. Da, foarte. Există fiecare europarlamentar are un buget. Și atunci pentru au început, foarte important, asupra partidelor, poate cu excepția lui USR-ului, o presiune, pune-mă și pe mine pe listă. De ce ziceți cu excepția USR? Ei încă nu sunt conștienți, ei încă sunt în faza romantică, nu vor să se ducă. Și e foarte important ce spun. Asta înseamnă, pe de o parte, o corupție pe care o suspectez, cred că prețul unui loc a ajuns foarte important, mare. Mai ales în anul electoral. Nu, acolo, europarlamentare, zic, prețul de a fi acolo. Adică, zice, cât câștigi acolo pe an? Păi îmi dai și atât, da? Dar în același timp foarte important. Deci azi mă întorc. Și atunci poți fi pus pe listă, hai să-l punem, da? În cazul lui Rareș Bogdan nu avem de-a face cu o punere pe listă ca răsplată, ci avem primul loc pe listă pe ideea că va trage listă. Un catalizator. Da. Dar în același timp avem de-a face și cu un moment politic. Trecerea unui jurnalist, colegii ca al noastră, nu al meu, că eu sunt mai bătrân, în politică. În legătură cu Rareș Bogdan, Rareș Bogdan a fost studiat, nu e o întâmplare, nu e cum se spune, e foarte important, nu e cum spun adversarii o măsură disperată a PNL. Este o măsură studiată. Da, de o lună, două a fost trecut în sondaje. Planurile sunt foarte mari. Este planul să candideze și să ia președinția organizației de București. Deci sunt niște plan... și momentan acesta a anunțat că nu vrea să facă acest lucru. Mă rog, multe. Deci în legătură cu Rareș Bogdan nu avem de-a face cu o punere pe lista unui jurnalist pentru că a servit PNL-ul, ci ca să salveze PNL-ul. Ați spus dumneavoastră adineaori că nu mai este Rareș Bogdan jurnalist, ci că acum nu mai este colegul nostru jurnalist, este un om politic. Totuși, acesta a declarat în cursul săptămânii că el vrea să-și păstreze emisiunile de televiziune pe care le are, chiar dacă nu le va mai putea face cu o frecvență zilnică, și că ar vrea și-ar dori chiar să facă o transmisiune specială de la Bruxelles, în calitate de jurnalist. Cum vedeți? Se pot amesteca aceste două lucruri? Da, din surse am aflat că în locul lui la realitate se face domnul Robert Turcescu, care e chiar parlamentar. De ce? Poate să fie. Nu e incompatibil. Adică, sigur, eu n-aș face. Deontologic? Este deontologic? Nu e incompatibil? Nu, ce deontologie? Este orice... Deci problema este că poți să faci un... să fii moderator, politician, poți să fii și hoț de buzunare. Problema este, nu, în cazul de față nu e atât o problemă de deontologie, este o problemă dacă ai credibilitate sau nu. Asta era următoarea întrebare pe care voiam să vă adresez. Ce credibilitate ar putea să aibă un om care este un om politic, stă totuși la pupitru de jurnalist și face niște acuzații, să spunem, la un partid de opoziție? Care ar fi credibilitatea cuvintelor? Eu nu știu, întrebați pe telespectatori. Eu, la, în fața mea și a noastră, nu, dar dacă are la telespectatori... Deci, în punctul acesta, nu e o chestiune de ontologie. Și... este, și v-am dat exemplu cu Robert Turcescu, este o chestiune de credibilitate. Dacă conducerea postului zice
Și a asumat acest sunt de acord aspect. Și poate că și crește ca rating, că el, mișcarea nu e reală, Rareș Bogdan, pentru că ați înțeles, ai un instrument nu de dragul, stați un pic, că nu de dragul presei faci el. Un instrument în care poți să spui punctul păi de da, vedere. Da, adică el ca politician vrea asta. E foarte important ce spun. Nu ca jurnalist. Nu credeți că el arde, suferă acum că nu mai... De fapt, și înainte e foarte important. Eu știu bine pe Rareș Bogdan. Am lucrat cu el vreo 3 ani. Și el este genul foarte important. Că vă spun dumneavoastră, poate vreți să faceți dumneavoastră politică. Este okay. Genul de jurnalist și sunt mulți în presă, am și scris despre ei, care au și componentă politică. Adică sunt în discursul jurnalistic. Da, în felul lor de a fi. Mereu am spus, nimeni nu vrea să mă creadă, eu nu sunt bun de politician, nu știu. Nu mă văd. Dar sunt foarte mulți jurnaliști, vedete, moderatori, care pot fi și politicieni. Și ca să închei, n-am înțeles niciodată de ce dumneavoastră, am văzut mulți colegi lui de Brasel care îl înjură și își exprimă uluirea că un jurnalist intră în politică. Păi a intrat în politică și Gigi Becali. Adică de ce un jurnalist... Și la Gigi Becali reacția a fost de surpriză. Păi dar nu. Reacția este felul următor. Cum adică? Adică un jurnalist intrat în politică e considerat din start un imbecil. Nu e adevărat. Adică de ce n-ar fi și jurnaliștii chiar președinte? A ajuns profesor de fizică un jurnalist. A ajuns președinte? A ajuns. A ajuns Gabi Firea, jurnalistă. Primar al Capitalei? De ce am exclude posibilitatea? Această categorie profesională. Da, adică de ce am exclude? Păi dumneavoastră, vă fac un elogiu. Că sunteți, de ce nu se ia dreptul jurnaliștilor să aibă ascensiuni politice extraordinare? De ce? Adică noi, adică dumneavoastră, că, adică noi, sau hai, noi jurnaliștii suntem ce o categorie, adică dimpotrivă este una din profesiile cele mai apropiate de politică, da? Deci, din punctul acesta de vedere, eu pledez pentru ca cât mai mulți jurnaliști să intre în politică, pentru că vor înviora politica, știu meserie. E un suflu nou. Și mai e un suflu nou. Mai avem 2 luni până la europarlamentare. Deja s-au conturat strategiile politice ale fiecărui partid. Avem PNL care și-a prezentat lista pentru europarlamentare în această săptămână. Există o mișcare interesantă, avem mașinăria clasică politică și aici vorbim de partidele mari, de PSD și de PNL, care își mobilizează alegătorii și avem mașinăria stradală a partidelor noi și aici vorbesc de Alianța USR+. Credeți că va reuși să combată mașinăria stradală, mașinăria politică puternică a partidelor mari? Cele două mașinării cer o nuanță. Avem mașinăria clasică a partidelor tradiționale, care înseamnă primari, structuri... Structurile locale. Adică și mașinărie care este foarte importantă, scoate oameni la vot. În momentul în care ai scos oameni la vot, e clar că votează pe tine. Și această mișcare a USR și plus a Alianței, care e dictată de faptul că ei nu au structuri în teritoriu. Și atunci încearcă prin aceste mijloace, cu strângere de semnături, activism, să-și atragă simpatizanți, activism, provocarea unor incidente mediatice, ele fac parte, să știți, și cu Ana Bogdan, ce nu fac parte, deci toate aceste partide în lume care nu au, în primul rând, n-au ieșire la media mare, pentru că e media mare, media importantă, e blocată de partidele tradiționale, n-au ieșire la studiul, atunci încearcă prin scandaluri mediatice, ați văzut, ei sunt maestri în ca să atragă atenția și fiecare scandal are, e în folosul lor, că aflăm și noi că există. Că plus are pe o domnișoară Oana Bogdan, nu asta nu știam, acum am aflat și poate că unii dintre alegători vor vota. Din punctul acesta, problema fundamentală la aceste europarlamentare va fi emoția. Cine generează emoția? Adică dacă nu... Pe de o parte, PNL și PSD n-au niciun interes să genereze emoție ca să fie prezența numai a structurilor, adică... Adică spuneți că ei nu mai trebuie să depună un efort atât de mare pentru că deja au structurile clasice. Nu, n-au interesul să aibă pentru că în momentul în care se creează emoție este în favoarea USR. Și vin, adică problema pentru cele două partide este să nu vină la vot și alți alegători care decât până cei care nu decât, au venit până acum. Da.
cei care au venit până acum au venit sau pentru PNL sau pentru PSD. Acum interesul este să nu cumva să vină și din aia care n-au votat până acum și care sigur nu vor vota cu ele. Și aici va conta foarte mult și discursul fiecărui partid. Cum vi se par până în momentul de față direcțiile pe care au mers partidele pentru alegerile europarlamentare? Vorbim de naționalism, de capitalism? Să luăm pe rând. E clar că mașinăria PSD s-a pus în funcțiune. Crin Antonescu, ca să fac o paranteză când mai avem timp, mi-a spus odată, după ce a avut experiența USL, el avea chiar experiența USL spre sfârșit, cum a constatat el, ce știam, cu stupoare, că intre în mașinăria PSD-ist. Nici nu știți. E o mașinărie infernală. Cu primari, cu consilieri, cu ăsta. Adică îi veniseră liberali săracii, cum erau ei fanteziști, cu plete, cu ăla, au intrat în mașinărie. Din punctul acesta de vedere, PSD-ul deja a pornit mașinăria. De ce spuneți? Este vorba, în primul rând, de turneile pe care le face domnul Dragnea, pe care eu le iau în serios, le vom discuta odată. Toate sunt deja turnee electorale. Care are același discurs, dacă stăm să le analizăm din ultimele săptămâni, sunt destul de similare. Da, nu are aceeași figurație. Trebuie să facem o emisiune, că o să mai fie a figurației lui, el joacă o piesă de teatru. Dacă a felul în care se poziționează vis-a-vis de public. Da, ați văzut și dumneavoastră acolo. El nu e dictator, el îi cunoaște pe toți, el este... Are un lat roman în care transmite salutări iubitei sale în public. Da, e o piesă de teatru. Nu, și unde își amintește. Ați văzut unde se duce și amintește că la Ialomița nu știu ce am făcut, la Târgoviște nu știu ce am făcut. E foarte important. Deci el nu e dictatorul, da? Are această temă, dar trebuie să facem neapărat o chestiune separată. O să și scriu despre el. Încearcă cu tema lui fundamentală. Peste tot este aceasta. Capitalismul românesc, să spunem unde la PSD, trebuie apărat de capitalism, de multinaționale, de capitalismul străin. Asta este tema PNL. Ce caută un lider de stânga să militeze pe segmentul de dreapta, păi ca să nu, spun așa, al politicii? Este candidatul la președinție și el în spatele lui e o mașinărie. Mașinăria asta a descoperit un lucru. Partea PSD-iștii nu au nevoie. Gata, sunt cuceriți, da? S-a căsătorit cu ei numai, gata. Au făcut și un copil, ca să zic așa. Și acum problema este să cucerești și celălalt electorat. Electoratul PNL, spune. Și ia de la electoratul PNL și avem cel mai prost partistă PNL-ul la electoral, pentru că tema lor de camp... Deci tema PSD-ului este așa. Uniți, nu, patrioți în Europa, da? Așa spune. Și România merită mai mult. Nu merită mai mult. Este merită un slogan mai... inspirat? Poftim? Este un slogan inspirat. Păi de-aia se bazează, repet, pe tema de europarlamentare. Noi românii avem, noi românii vrem mai să ni se dea și nouă un pic de demnitate. Temă, da? E o temă. Așa. PNL-ul, nu știu ce temă, nu știu ce. Ce e interesant la ce am discutat și în edițiile trecute este că din electoratul PNL, Iași și USR, acum îl avem și pe Liviu Dragnea, care a început cu un discurs ușor capitalist, tinde să atragă și PSD din electoratul PNL. Care mai este electoratul PNL? Întrebați-i pe ei, după părerea mea, PNL-ul a făcut, noi am mai discutat de nenumărate ori și uneori v-am și contrazis și v-am spus acest lucru. În aceste momente, noi publiciștii, jurnaliștii, trebuie să raportăm ce face un politician la electoratul lui. Ceea ce nouă ni se pare că e o prostie, așa ni se pare nouă, pentru el nu. Adică în momentul în care domnul Dragnea zice și spune, noi exportăm grâu și nu facem napolitane, sigur, dumneavoastră care sunteți așa, eu mai puțin că sunt șept, dar nu se poate, asta e o prostie. Nu! Povestea cu aurul la care toată lumea a râs, a zdrobit. Deci, pentru că a vizat un anumit segment. Da, pentru că v-am explicat și data trecută, totul este electoral, florile înfloresc electoral, tot ce se face acum este cu sondajul în față. Am văzut sondaje înainte de a fi lansat domnul Rareș Bogdan, am văzut sondaje. Au fost pus în sondaje, care sunt problemele, de unde ia, că sondajele arată și de unde iei și ce trebuie să faci. Deci la ora actuală îți spun să faci mașinăriile electorale. Mai țineți minte când dansa Elțin? Și era gogeamită în nomenclatorismul și beat. I-au zis aia, dacă nu dansezi, nu atunci, câștigi. Deci, și acum
PNL-ul s-a trezit în situația că el nu se adresează nimănui. El se adresează cu tema cu justiția USR-ului. Aia e tema lor. Ei trebuia să meargă altceva. De fiecare dată, că pro-România iar nu are, pierde, din start. Cui se adresează pro-România? Că de fiecare dată, repet, când faci un ziar, când faci o fabrică de înghețate, da? Și mai sunt încă 200, te gândești de unde ei, pentru că ăia care mănâncă înghețata aia clasică, sau nu, ăia care citesc un ziar, da? Un ziar mondan, da? Păi eu dacă mă apuc acum să fac, de unde să iau? Că aia sunt deja ailul ăla. Trebuie să mă gândesc să, ori la ora actuală PNL-ul nu are, USR-ul are nișa, da? PSD și are... PSD-ul are asta, cu demnitatea, cu tare. PMP-ul nu are nicio nișă. Pro-România, iar n-are nici, pro-România are nișă. Pro-România este celor joartă. Care îl urăsc pe Dragnea. Sau care da, au... ca să zic așa de România, era, mi-a spus mie aseară un taximetrist care era simpatic și a zis, dom'le, zice, bun, dacă moare Dragnea? Zice, dom'le, foarte mult, el a avut o idee. E o întrebare bună. Păi nu, un taximetrist spune, dom'le, zice, foarte multe partide au drept program să moară Dragnea. Bun, și dacă moare? Nu, a zis așa, adică e o prostie. Programul nu trebuie să fie să moară ăla, să plece ăla. Haideți să trecem la ultimul subiect al emisiunii și anume la topul politicienilor. Vom face săptămânal un clasament cu cei mai importanți sau cei mai activi politicieni cărora le vom da note. Care este din punctul dumneavoastră politicianul de pe locul 5 în această săptămână? Mi-am plecat, eu n-am scris pe undeva că nu mai țin minte. Le-am stabilit, adică v-am spus, pe locul 5 este Crin Antonescu, eu o să spun la fiecare și de ce. Crin Antonescu pentru că a reușit, nu s-a supărat că n-a fost pus pe primul loc și că în locul lui este Rareș Bogdan. Din punctul acesta de vedere, consider că e un gest politic. Pentru, sigur, e un gest și în favoarea soției. V-ați fi așteptat la o reacție din partea lui? Da, e ceva în neregulă cu Crin Antonescu. Adică să fii până mai ieri să candidezi la președinția României și acum să fii un pașnic client al magazinelor de la Bruxelles, e ceva în neregulă. Nu, vă spun sincer, imaginați-vă, am 71 de ani, mă vedeți pe mine liniștit, păi el e pensionar la 40 sau cât are, 45. Aveți vreo explicație pentru nu acest știu, lucru? Este uman, nu există așa, nu există nicăieri în lumea așa ceva. Nu am, cum n-am întâlnit în istoria României. El n-a fost un politician de rang secund, de acord? A fost în prima linie. Bun, a fost chiar la un moment dat candidat la... a fost președinte interimar, da? Corect. Și deodată... A trebuit să facă un pas în dreapta. Am înțeles, dar nu poți să renunți. Că și eu sunt pensionar, dar scriu, adică ori nu aveam morbul politicii, ori nu avea. Dacă ai morbul politic, nu există. Nu știu, mutați-vă la Traian Băsescu. A făcut două mandate, nu stă. Nu poate să stea. E un mister. Haideți să vedem cine se află pe locul 4. Pe locul 4 este Klaus Iohannes în urma a două intervenții. Dacă ați observat, Klaus Iohannes se preocupă la ora actuală de pensionari. Interesant, l-ați observat. Adică... Este neașteptat din partea lui? Din partea lui nu, da, din partea echipei din spatele lui nu. Vă dau o informație. La nivelul lui Klaus Iohannis s-a tras concluzia că pensiile, nu pensionare, vor fi subiectul numărul 1 al acestui an. Anume, PSD-ul a făcut o mișcare genială, adică electorală, în sensul că se pare că vor veni la vot pentru PSD și ăia care vor ieși la pensie în 5 ani. Care se apropie de pensie, da, care încă lucrează. Păi nu, și care deja se gândește, deci care, deci, nu știu, eu sunt pensionar, nu trec numai din pensie, dar ăia care trec pensie este un lucru foarte sigur. Când o să ajungeți dumneavoastră ceea ce nu cred că să rămâneți veșnic tânără, o să vedeți ce înseamnă pensia. Plouă, ninge, vine pensia, da? Mărește punctul de pensie, crește pensia, nu faci nimic, vine pensia, da? Gândiți-vă că acum o serie întreagă de oameni vor ieși la pensie. Peste un an, peste doi, ei deja
sunt pensionari cu modul de a gândi. Se interesează de... Nu, asta nu vă interesează. Dar ei se interesează, da? Și în acest moment, cine se preocupă de pensii, câștigă electoral. De-aia el a început acum campania că nu vor fi bani de pensii, ați observat? Păi, da, și-a mutat discursul puțin și în această zonă. Păi nu și-a mutat, pentru că nimic nu te lovește pe pensionare decât ideea că nu vor primi pensiile. Haideți să mergem la locul următor. Cine se află pe locul 3 și de ce? 3, Rareș Bogdan, am și trecut aici, pentru că a debutat în politică, a debutat bine deocamdată, vom vedea. Urmează să vedem care sunt următoarele mișcări. Da. Pe locul 2 cine se află? Pe locul 2 este Tudorel Toader, pentru că indiferent că e discutat care cu moțiune simplă, el continuă să vrea să-l dea jos pe domnul Augustin Lazăr. Și a anunțat în această săptămână că s-a deschis concursul. Da, dar tu observa că el merge înainte. Da, e un personaj, ideea meritul cu 2 și locul 1 sigur este domnul Sebastian Ghiță, care de la Fugar, mai țineți minte, Fugarul Sebastian Ghiță. Acum este deja, nu numai că e vedetă, dar deja a anunțat că va candida. V-ați așteptat la această mișcare din partea lui să se afle pe listă pentru europarlamentar? Nu mă așteptam la această evoluție. La toate mă așteptam, dar chiar așa să treci, mai, noastră nu mai ți vă amintiți, 2017, ianuarie, da? Fugise Ghiță, Fugarul, când l-au găsit poza, mai țineți când minte? Când l-au găsit poza în care părea slab, când și-a trimis în țară casetele înregistrate. Da, era Fugar, el care chiar interviul pe care l-am luat, era așa o chestiune misterioasă, s-a dus Cristoiu, Sebastian Ghiță, acolo, nu, era... Ei, iată, deja a scăpat de dosare, a scăpat de fapt de anchete, nu de dosare, și deja anunță că va candida. Nu mă așteptam la așa. Este această posibilitate a lui de a candida și de a-și spăla poate imaginea pe care a avut-o din Fugar în candidat la europarlamentare, o răsplată cumva din partea serviciilor secrete? Nu, o să spun ceva care o să-l supere pe domnul Sebastian Ghiță, dar el știe că e un om destul de bine pregătit din acest punct de vedere. Există la ora actuală două partide ținute sub control. Este USR, pentru că... Ținute sub control de cine? De SRI. Și mi se pare absolut normal să le țin, pentru că nu știi cum evoluează. Adică e mai... Nu în sensul că le faci. Dar trebuie să le ții sub control, pentru că poate să-ți iasă... Să ai surpriză. Așa. Și acest partid, această direcție ultranaționalistă, după părerea mea, domnul Sebastian Ghiță îndeplinește un ordin aici. Deci ați observat, ca nu cumva să se dezvolte, ce face SRI-ul, băieți, când apare o tendință, că iau sondaje, nu așa, că nu este o tendință naționalistă din asta, rău de tot, da? Păi și ce face? Ori o lăsăm să se dezvolte de la sine și s-au terminat, da? Așa. Păi că nu știu, ce ți iese mâine Cornelus de la Codreanu, după asta nu mai știi cum să-l omori, da? Sau că o creezi și o dai unuia ca Ghiță, da? Și așa a ajuns Sebastian Ghiță pe locul 1 în topul nostru, domnul Cristian. Și așa am ajuns să fac o afirmație care va supăra, nu cred că o să-l supere, dar nu cred că o să se revolte domnul în Sebastian încheiere, Ghiță. Vă rog. Spuneți care este afirmația. Afirmația este aceasta. Domnul Sebastian Ghiță îndeplinește o misiune asumându-și acest partid naționalist și anti-european. Punct. Vă mulțumesc pentru ediția de astăzi. Doamnelor și domnilor, până la ediția viitoare. La revedere!